Inspectoratul Școlar Județean a organizat Olimpiada Sportului Școlar la Volei, competiție la care au participat vineri două echipe din Câmpul Lung, de la școlile gimnaziale Sfântul Iacob și Nanu Mușcel. Competiția s-a desfășurat la ora 17 în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Mușcel. Echipa câștigătoare, cea a fetelor de la școala gimnazială Sfântul Iacob, ne va reprezenta la faza județeană de la Pitești. Deși mult mai micuțe decât cele de la Nanu Mușcel, învingătoarele au obținut scorul de 2-1.